Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video talk. Vreau să încep o serie nouă, o să mă filmez din casă, vorbim despre IT, startup-uri, programare și alte chestii interesante din tehnologie. Băi, și de data asta vreau să vorbim despre joburi în IT. Video de al lui Buhnici, GDLC, un interviu cu Andrei Pitiș. Fitbit are sediul în București, este o firmă care vinde ceasuri și au fost cumpărați chiar și de Google, deci o firmă destul de importantă, Fitbit, și chiar mi-ar plăcea să lucrez la ei, dar nu au joburi pentru PHP developer și pentru Magento developer și chestii de genul. În fine, revenim la subiect. În interviul lui Buhnici cu Andrei Pitiș, l-a întrebat la un moment dat, băi, și ce joburi mai există în IT? Pentru că lumea nu știe de alte joburi din IT, în afară de a fi programator. Și vreau să discutăm puțin pe tema asta, dacă o să stați cu mine și dacă aveți răbdare, și să spulberăm cumva mitul ăsta al faptului că în IT lucrează doar programatori. Tot fals. Și începem în felul următor. Orice firmă de IT trebuie să aibă un contabil, trebuie să aibă o persoană pentru secretariat, un manager, să spunem, al firmei, un project manager, că deja intrăm în zona efectiv tehnică. Pentru a dezvolta practic un proiect, ai nevoie de un project manager, de un programator. După asta, dacă intrăm în detalii, ai nevoie de un programator care se ocupă de partea de backend și un programator de partea de frontend. Și desigur, dacă vrei să intri și mai în detaliu, ai nevoie și de un programator sau practic de o persoană care se ocupă de partea de infrastructura serverelor, care se numește practic DevOps. Excludem toată zona asta pentru că poate o să cer să fac un alt video și să vorbim practic de celelalte joburi, celelalte posturi în afară de programare și unde trebuie să știi să fii foarte tehnic. Pentru a dezvolta un proiect, practic, un site, o nouă aplicație, ai nevoie de un project manager, de un business analyst, de un QA sau un tester și alți programatori, să spunem. Project managerul, practic, nu este un programator. Nu trebuie să aibă cunoștințe de programare. Trebuie să aibă cunoștințe în general de ce înseamnă un proiect și practic ce înseamnă să dezvolți un proiect de la A la Z. Practic să știi pașii prin care trece un proiect și în principiu cam orice project manager din orice alt proiect, să spunem, din arhitectură, din construcții poate nu chiar în zona aia, dar practic orice project manager care a lucrat la un proiect, pentru că de asta este project manager, poate lua un proiect de IT și să-l ducă la capăt, chiar dacă îi va fi puțin mai greu la început, pentru că toată treaba în principiu o fac programatorii, ei estimează practic taskurile care sunt de făcut, ei dau practic și rezoluții și soluții. Project manager trebuie să se ocupe să adună toată lumea la o masă, să stabilească ședințele, să stabilească întâlnirile cu ceilalți, facă ordine în tichete printr-un program de editare a taskurilor și așa mai departe. Un business analyst, ce face un business analyst? Strânge cerințele de la client. Practic, dacă am avea de face un site personal, dezvolt și alte site-uri pe cont propriu, trebuie să fiu și tester și business analyst și project manager și programator și contabil și toate celelalte. Toate astea poate să le facă alte persoane, pentru că e și normal într-o firmă mai mare unde ai peste 10 angajați sau chiar peste 5 angajați, ai nevoie de ca toate aceste joburi să fie ocupate de câte o persoană. Dar ce vreau să spun este că nu trebuie să fie tehnică. Un business analyst discută cu clientul, întreabă clientul ce vrei practic să faci. Vrem să facem un site. Ok, ce vrei să conțină site-ul respectiv? Câte pagini vrei să aibă? Fiecare pagină ce trebuie să aibă specific față de cealaltă? Business analystul va lua aceste cerințe, le va face în task-uri, le va structura astfel încât programatorul să poată să înțeleagă ce este nevoie să fie dezvoltat și cam asta este, cam asta face un business analyst. Bun, intrând în detalii, sunt mult mai multe lucruri pe care le realizează în funcție de firmă și în funcție de specificul firmei și în funcție dacă este o agenție de dezvoltare web, dacă este un produs intern, desigur sunt mult mai multe lucruri, dar dacă vrei să intri în domeniul ăsta, cam asta ar presupune un business analyst. Ce înseamnă un QA tester? QA tester practic este un quality assurance, cam asta înseamnă QA test. Practic sunt oamenii care vin și testează ceea ce programatorii dezvolt. Ei au un task prin care sunt specificate anumite lucruri. De exemplu, programatorul a dezvoltat o nouă pagină cu o anumită formă, cu un anumit cod de culoare, cu o anumită funcționalitate. Să spunem un formular de contact. Completez câmpurile respective din formularul de contact și se duce un e-mail sau o anumită cerință către o adresă de e-mail. QA testerul vine, preia toate informațiile din taskul respectiv și
trebuie să se asigure că tot ce s-a cerut în task-ul respectiv s-a și rezolvat de către programator. Asta face un QA tester. Desigur, dacă intrăm în partea de automatizare, în partea de dezvoltare aprofundată în ceea ce înseamnă un QA tester, lucrurile se complică. Dar pentru început, orice om poate să intre după ce citește mai mult, află mai mult timp o informație, se documentează puțin ce înseamnă o pagină web, dacă e să meargă partea de testare web, cum se face, niște lucruri tehnice cât de cât, dar nu trebuie să fii programator, nu trebuie să știi programare ca să devii un QA test, din punctul meu de vedere. Poate mă înșel, dar din toată experiența mea de 7-8 ani pe care o am în această carieră ca programator web, cred că cunoștințele astea sunt absolut minime. Desigur, după ce ai intrat în domeniul ăsta, la început îți va fi mult mai greu. Va trebui să dai multe interviuri. Multă lume te va refuza, pentru că poate până acum ai lucrat în vânzări sau poate ai făcut, nu știu, ai lucrat ca casier sau ca orice altceva. Poți să intri documentându-te, petrecând mult timp în domeniul ăsta, poți să intri și să dai un interviu. De obicei este o cerere foarte mare pe partea de business analyst, de project manager și de QA tester. Bine, nu foarte mare, dar există cerere mult mai multe și în perioada în care ne aflăm acum, în perioada aceasta de criză, de lipsă de locuri de muncă pentru oamenii care erau poate, nu știu, casieri sau frizeri sau nu știu, ceva ce nu se mai poate realiza acum, deși frizerii și toți ceilalți câștigau destul de bine din punctul meu de vedere și își vor relua munca imediat. Dar în perioada în care ne aflăm acum, cred că poți să te documentezi, poți să citești, să îți faci un schimb de carieră. Nu este greu, nu este imposibil să obții un job în IT. Personal am lucrat în mai multe firme de dezvoltare web. Am lucrat și la Imag, am lucrat și 64, am lucrat și la alte agenții de dezvoltare web. Spre exemplu, în Imag, acum poate nu mai sunt la curent cu tot ce se întâmplă acolo, dar pot să spun despre Imag faptul că sunt foarte multe posturi, foarte multe locuri de muncă care nu includ programare. Din toți cei 2500 de angajați, din câte știam eu, poate greșesc, n-am mai verificat chiar acum statisticele, poate acum cred că sunt 3500, că știu că în ultima perioadă am angajat numai 1000 de oameni în depozite pe diferite posturi, pentru că cererea și numărul de comenzi pe care le au zilnic au ajuns să fie aproape la nivelul de comenzi pe care le au în perioada Black Friday. Chiar și așa, din cei 3500 de oameni, foarte puțini sunt tehnici, sunt foarte mulți casieri, sunt foarte mulți oameni care se ocupă de vânzări în magazine, sunt foarte mulți oameni care se ocupă de livrări, sunt foarte mulți oameni care iau produsele care vin înapoi după retur, le verifică, au niște checklist-uri prin care trec, le verifică și le trimit mai departe. Bun, știu, asta nu înseamnă un job neapărat în IT, dar este o firmă din IT, este o firmă din comerț electronic, este o firmă importantă care cu siguranță este pe creștere și multe altele sunt la fel. Desigur, sunt și firme din comerț online care poate nu sunt pe creștere, că vând, nu știu, un anumit produs care acum nu se mai vinde, dar poți să retezi către alte cariere care se caută. Dacă acum ți-ai pierdut locul de muncă, poți să te reorientezi către alte locuri care acum se caută, prin care poți să lucrezi de acasă. Bun, haideți să trecem acum, să luăm câteva site-uri de locuri de muncă din IT, să căutăm pozițiile despre care am discutat, Business Analyst, Project Manager, QA Tester. Nu o să intrăm pe partea de programare, că poate o să încerc să fac alt video. Să ne uităm să vedem cam ce presupune fiecare din joburile acestea. Am intrat pe ejobs.ro. O să facem reclamă cu ocazia asta la mai multe site-uri, dar nu contează. QA tester, 46 de locuri de muncă. O să ștergem QA tester și lăsăm doar QA și deja s-au dublat numărul de locuri de muncă la 82. QA automation engineer with Java. Asta clar îți va cere un limbaj de programare Java și partea de automatizare nu este pentru începători. Haideți să vedem aici. QA tester. Bun. Un lucru din nou important, într-adevăr, pentru a lucra în IT este să știi cât de cât engleză. Dacă nu știi nicio boabă de engleză, din păcate nu ai ce căuta în IT pentru că se cere. Se cere chiar și la o firmă precum Emagu. De ce? Pentru că Emago, dacă nu știți, are și Emag Polonia, bine, s-a închis, Emag Bulgaria, Emag Ucraina, are site-uri în mai multe țări și având în vedere acest lucru, va trebui să creezi practic task-urile în engleză în așa fel încât să le înțeleagă și alți oameni din celelalte părți. Ăsta e un exemplu concret. Poate pentru alte firme nu se aplică.
Dar, de exemplu, pentru mine, eu care lucrez ca programator pentru o agenție de dezvoltare web, lucrăm pentru clienți din America, din Statele Unite, din Olanda, din Danemarca, din Germania și din Marea Britanie și cam cu toți vorbim în engleză. Nu mai spun, olandezii, germanii vorbesc super, super bine engleză comparativ cu noi. Bun, QA tester, spuneam că suntem aici și să vedem care sunt cerințele. Bachelor degree in structural engineering equivalent, prior knowledge in web, not a must. Uitați, deci un prim lucru care îți spune exact. Nu este nevoie să fii lucrat deja în domeniul de web sau mobile. Da. Bun, cere într-adevăr o perioadă de experiență, o perioadă de testare ca experiență, customer oriented, deci practic trebuie să discuți foarte mult cu clientul. Good interpersonal skills works well in a team environment. La fel, sunt lucruri pe care orice om, dacă ai lucrat într-un mediu, într-o echipă cât de cât, e clar că știi să vorbești cu oamenii și știi să te comporți normal într-o echipă. Curios and fast learner. Curios și care o persoană care învață rapid. Sigur, sunt cerințe care cam multă lume cred că poate să le aibă, dar poate nu și-au descoperit încă această parte a lor. Hai să mergem la un alt post. Poate găsim și unul pe poate găsim și unul în român. Nu, un altul în engleză. Ok, QA engineer la EMAG, cum spuneam. Și aici, la fel, descrierea este în engleză. Bun, hai să vedem. Responsabilități, requirements, out of the box thinking. Practic, îți cere o gândire în afara cutiei, trebuie să cer să vezi altfel problema. Technical profile. Din nou, technical profile este discutabil din punctul meu de vedere. Dacă aș fi un... Dacă aș fi la interviu și aș fi în poziția să angajez, nu m-aș uita neapărat după acest lucru, ci mai degrabă să fii cât de cât pasionat de IT, să știi ce înseamnă lucrurile pe care le-am mai spus. MySQL knowledge. Ok, este discutabil, trebuie să știi cam ce înseamnă o bază de date. Basic knowledge of JavaScript, HTML, CSS, selectors. Credeți-mă, lucrurile astea se pot învăța destul de repede dacă stai câteva săptămâni bine. Nu trebuie să fii programator. Trebuie să știi ce înseamnă lucrurile astea. Basic PHP knowledge. Bun, acum în funcție de echipă și în funcție de poziție, desigur că cerințele diferă. Dar dacă ești dispus să negociezi și ești foarte interesat să lucrezi în domeniul ăsta, cred că poți să găsești o metodă să te angajești. Așa, să continuăm. QA engineer, Italian language. Vreau să spun că am un prieten care a lucrat la Accenture și acolo se cere, de exemplu, să știi spaniolă. Și puțini oameni știu spaniolă și poate sunt și dispuși să lucreze în IT. De obicei, cam toată lumea care știe spaniolă lucrează în traducere, e plecată în Spania. Și ei având clienți și în Mexic sau angajați chiar din câte știu în Mexic sau în Spania și în țări în care se vorbește spaniolă, un astfel de post și un astfel de atu a fost chiar util. Bun, hai să trecem acum și pe project manager. Și avem marketing project manager remote. Deci, practic, se menționează din prima că vei lucra de acasă. Descrierea jobului, 3 ani de așa, bun. Și avem aici requirements. 3 ani de experiență ca project manager în conținut tehnic. Ok. Proven track record in introducing marketing content such as blog. Bun, deci se cer cunoștințe foarte bune în engleză.
preferință de a lucra colaborativ, ok. Din punctul meu de vedere, la fel, nu văd nici un requirement, ceea ce înseamnă tehnic. Ok, zic experiența de 3 ani într-un environment tehnic, dar credeți-mă că multă lume este dispusă să angajeze oameni care au lucrat în poziții de project manager, care poate chiar nu au neapărat o cunoștință în ceea ce înseamnă un lucru foarte tehnic, dar având în vedere că poți să negociezi, tipul meu, cred că poți să ajungi la un echilibru astfel încât să obții un job într-o astfel de poziție. IT Project Manager 2 ani. Hai să vedem. Requirements. Descriere companiei. De nu găsim nimic aici. Junior Project Manager. Junior Project Manager. De obicei, postul ăsta ar trebui să fie mai simple și mai ușor de aplicat. Responsabilități, need skills for disposition. Bun, deci ce cerințe au? Logical thinking, deci gândire logică și skill-uri de organizare și flexibilitate în punct de vedere al gândire logică și organizare bună în ceea ce privește a lucrurilor care trebuie să fie făcute. Bun, hai să mergem și la business analyst. Nu știu dacă e cel mai bun loc în care să cauți IT Business Analyst la NG. Cerințe. Familiar cu planificare și metodologii de planificare. Comunicare excelentă. Se adaptează la schimbări din punct de vedere al organizației. Problem solving, deci știi să rezolvi probleme și să ai cunoștințe în Microsoft Office, pentru că normal vei lucra cu Microsoft Office. Iar dacă nu știi nici măcar Microsoft Office, nu te mai gândi la niciun job în IT, că nu o să ai nicio tendință. Și la fel cunoștințe în engleză. La fel, din punctul meu de vedere, este un job unde poți să aplici. Bun. Cam astea au fost 3 dintre locurile de muncă la care poți aplica pentru domeniul IT. Hai să vedem puțin și cam ce înseamnă salarii în IT, pentru că bănuiesc că toată lumea la asta se gândește. Și ce salarii au un QA tester, un business analyst și un project manager. O să zic mai întâi din câte știu eu, dar probabil să greșesc, deci nu vă bazați pe lucrul ăsta, vă zic de pe acum, nu vă bazați pe lucrul ăsta. Salariul pentru un QA tester poate să înceapă de la 1800 de roni și să ajungă la 3500 de roni, la 5000 de roni pentru un senior, în funcție de numărul de cunoștințe pe care l-ai și pe care l-ai adunat pe perioada anilor, pe măsură ce ai învățat și ai trecut prin multe proiecte. Pentru un project manager, din câte știu, ca junior încep de undeva mai sus față de un QA tester, probabil de la 2500 de roni, cam așa cred, din câte știu, și poate să ajungă chiar și undeva la 6-7000 de roni. Desigur, pentru un senior și în funcție de nivelul de experiență și cât de bun ești și cât de bine ai reușit să te înțelegi cu clienții și să duci la capăt proiectele pe care le-ai avut. Și mai avem și poziția de business analyst, care, din câte știu eu, începe undeva tot cam de la 2500, chiar, nu, cam 2500 de roni și poate să urce destul de mult. La fel, în funcție de nivelul de specializare, pentru că în funcție de firma în care lucrezi, de exemplu, nu știu, la IBM există mai multe tipuri de business analyst, pe mai multe proiecte sau mai multe specializări, unii care poate se ocupă de luarea cerințelor și modificarea lor și trimiterea lor către dezvoltare, alții poate se ocupă de analiză și tot așa. Și în funcție de secțiunile astea, salariile normal că diferă. Dar haideți să vedem și ce ne spune site-ul care indică salariile din IT și din câte știu eu, unde lucrăm. Este un site bun pentru a ști, pentru că lumea care vine și lasă aici părerile despre salariile colegilor sau chiar personale, în mod normal personale, s-a nimerit chiar unde IBM să fie,
Sunt sincere și sunt lăsate de conturi adevărate. Caut o companie, joburi, salarii vrem și vrem project manager. Project manager. Toate sunt ascunse. Cum spuneam, project manager 7300 de lei. Dacă mergem aici, full time, nu știu dacă este un senior sau nu. Este un job de senior sau nu este un job de senior. Angajat full time, București, experiență în domeniu 5 ani. Deci, după 5 ani poți să ajungi undeva la 7300 de lei în funcție și desigur de cum știe fiecare să-și negocieze salariul. Este un lucru foarte important pentru orice domeniu din punctul meu de vedere. Bine, sunt anumite poziții și anumite locuri de muncă unde nu prea poți să-ți negociezi salariul, sunt niște valori fixe și cam asta este. Dar în lucruri unde este cerută experiența, unde lucruri în care ești mult mai mult solicitat, lucrurile astea pot fi negociate. Bun, deci pentru project manager am văzut pentru la o experiență de 5 ani ajungi la 7300 de RON. Hai să vedem și pentru un QA tester. QA tester. 4000 de lei și restul nu ne afișează pentru că nu mi-am făcut cont. Hai să vedem și în satul mare, deci nu vorbesc despre București. Lucru destul de important din punctul meu de vedere. Experiență în domeniu 3 ani. După 3 ani să câștigi 4000 de lei, mi se pare chiar interesant. Personal, în primii 2 ani ca programator, nu câștigam 4000 de lei. Nu câștigam. Bine, asta se întâmpla cu 8 ani, dar nu contează. Bun. Hai să vedem și business analyst. Am deschis tabul într-o nouă fereastră. QA tester, business analyst, business analyst, 4500 de RON cu o experiență de mai puțin de un an. E vorba despre Cluj, adică în Cluj unele salarii chiar nu mi se par reprezentative. Dar mai puțin de un an n-ai cum să câștigi 4500 de lei din punctul meu de vedere. Mi se pare chiar un salariu destul de mare. Nu știu a cui este, nu știu la ce firmă, dar nu ar avea cum să câștigi în mai puțin de un an 4500 de lei. Dar oricum, felicitări, probabil aștept să-și negocieze foarte bine salariul. Lucru ce vă îndemn și pe voi să faceți întotdeauna când vă negociați un nou post, negociați-vă și salariul foarte bine în funcție de ceea ce știți și normal în funcție de poziția în care vă aflați. Dacă vă aflați la început, e clar că nu puteți să îndrăzniți să cereți mai mult pentru că nu aveți ce oferi în schimb. Cam astea au fost părerile mele despre ceea ce înseamnă joburi în IT momentan. Dacă mai vin idei, sper să le împărtășesc cu voi. Vă aștept cu comentarii în secțiunea de jos. Din punctul meu de vedere, perioada asta a coronavirus, în care suntem închiși în casă, cred că este o perioadă foarte importantă pentru mulți dintre noi, în care putem să ne schimbăm cariera, în care putem să începem să lucrăm la o perioadă în care putem să învățăm ceva nou, în care putem să ne facem o schimbare importantă în viață. Și din punctul meu de vedere, dacă vă veți dedica o perioadă importantă, în loc să mai vă jucați, în loc să citiți poate cărți din lucruri neinteresante sau să pierdeți timpul, I don't know, Netflix sau orice altceva ce nu faceți și nu credeți că sunteți productivi, dacă vă veți investi timpul în a citi despre joburi, ce înseamnă un job în IT, ce înseamnă cât de cât anumite lucruri tehnice pentru fiecare domeniu în parte, vă garantez că în scurt timp, în mai puțin de un an, veți fi foarte mulțumiți de decizia pe care ați făcut-o, deoarece este un domeniu în continuă creștere. A fost și în 2008, este și acum. O perioadă de criză pentru toată lumea, pentru IT, înseamnă creștere, pentru că, așa cum v-am spus, EMAG a început să aibă un număr de comenzi foarte mari. Sunt foarte multe proiecte noi care apar, deoarece mulți oameni... Multe restaurante și-au gândit abia acum să-și deschidă
Multe restaurante abia acum s-au gândit să livreze în online, lucruri pe care poate până acum nu-l făceau. Și asta îi determină să-și construiască un nou site, să-și construiască o nouă aplicație, poate de livrare, lucruri ce înseamnă dezvoltare și bani băgați în IT. Deci, din nou, IT-ul are de câștigat și acum și cum am avut și până acum, chiar dacă nu eram în criză. Este un domeniu foarte bun, un domeniu în care vă sfătuiesc să vă reprofilați dacă vă gândiți la asta, un lucru pe care nu o să-l regretați, dar trebuie să aveți răbdare, să investiți timp, să vă documentați, să citiți foarte mult din domeniul ăsta și în scurt timp veți avea de câștigat. Eu sunt Mormureanu Andrei, vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest video, vă rog să dați un subscribe și un like pentru că mă ajută pe mine foarte mult să fac mai multe videouri de genul ăsta și vă aștept la multe alte videouri interesante din tehnologie, startup-uri și programare. Respect!